Bună ziua, domnule! Haideți mai aproape! Ce faceți, domnul Costică? Bine, bine! Bine, foarte bine! La mulți ani! Noi am auzit că dumneavoastră sunteți sărbătorit, domnule! Tocmai de asta venim astăzi să vă felicităm! Să vă urăm un sincer și un călduros la mulți ani! Multă sănătate, fericire și să aveți parte în viața dumneavoastră de tot ceea ce vă doriți. Noi am auzit că aniversați vârsta de 50 de anișori. Schimbați prefixul, așa că vă dorim ca această vârstă să vă vină plină cu sănătate, cu iubire și oamenii dragi mereu să fie alături de dumneavoastră. Puteți din echipa o surpriză la dumneavoastră. Și astăzi pentru dumneavoastră avem o surpriză frumoasă, care vine din inimă, cu multă dragoste din partea cuiva drag. Cineva care vă prețuiește, care vă iubește și vă stimează necondiționat. Și acum să vedem dacă dumneavoastră cumva bănui și ne-ar fi putut să ne trimeată la dumneavoastră. La cine? Copii! Copii? Așa ziceți. Copii ar putea. Să știți că sunteți tare, tare iubit și tare respectat. Și cine ne-a trimis astăzi aici la dumneavoastră, vor să vă mulțumească pentru toate eforturile dumneavoastră, pentru tot sprijinul acordat și pentru toată iubirea oferită. Și aici ne-a trimis la dumneavoastră și cu Dadu. Am aici un tortuleț, mă puteți ajuta? La mulți ani, Dade! Mai am aici un tablou de telefonul, ca să-i dai drumul. Ia uitați! Îl puteți ține și pe acesta? Ajută-te, mă! Mai am aici o sticluță de șampanie, să o bei sănătos alături de cei dragi. Ne ajutați dumneavoastră? Da. Și tot din partea copilașilor dumneavoastră mai am aici un cadou. Să vă trăiască! La mulți ani, domnul Costică! Vă mulțumesc frumos și la toată familia mea. Și acum haideți să vedem ce melodie au pregătit pentru dumneavoastră. Hai bine, divino și tu, și chine. Nu există om pe lume care să-l iubesc mai mult. Doar tăicuțul pentru mine e Dumnezeu pentru mine. Vă stimează și vă iubesc pentru ceea ce sunteți dumneavoastră cu adevărat. Pentru că le-ați fost alături ori de câte ori au avut nevoie de sprijin, de ajutor, de un număr pe care se poate baza. Ați fost acolo prezent în viețile dumnealor. Tocmai de asta vă iubesc și vă respectă necondiționat. Să știți că surpriza noastră
partea copilașilor dumneavoastră, Samir, Beadim și Casandra. Și acum doriți și dumneavoastră să vă spuneți câteva cuvințele dumneavoastră. Să vă trăiască. Să aveți parte de o viață plină cu surprize și mereu de oameni dragi alături de sufletul dumneavoastră. Că ăsta e cel mai important. La ce aveți aici prin casa, astea sunt adevăratele bogății ale vieții, ale sufletului. Sănătate și o zi plină cu surprize. Și noi vă mulțumim tare mult.